Am văzut prin zona de comentarii niște sugestii cum că la modelele germane ar trebui să cânti niște melodii nemțești, cum ar fi, să spunem, cele compuse de Rammstein. Perfect de acord, însă cred că Coolio's Gangsta's Paradise se potrivește mult mai bine pe acest model, pentru că, să fim serioși, este o mașină emblematică care a fost deținută atât de băieți buni, dar mai ales de băieți răi. Probabil cel mai cunoscut băiat bun care a deținut această mașină, evident într-un spațiu virtual, a fost Pierce Brosnan în rolul lui 007, lui James Bond. Însă sunt foarte mulți băieți răi, mai ales prin zona Rusiei, care în continuare au această mașină. Și această melodie a lui Coolio, care este din aproximativ 1997, dacă mi-aduc bine aminte, se potrivește foarte bine cu perioada în care mașina asta era pe val, pentru că E38-ul a fost produs între 1994 și 2001 și este considerat de mulți ultimul BMW frumos, care a avut liniile astea de design dinamice, care au dispărut odată cu modelele următoare, care au început să aibă un aspect destul de polarizant, în sensul că ori îți plăcea foarte mult și înțelegeai trendul ăsta nou, ori pur și simplu îl urai. La fel s-a întâmplat și cu trecerea de la E39 la E60, însă totuși, dacă stai să le analizezi punctual, fiecare din aceste mașini a avut niște atuuri interesante. Așa că bine v-am regăsit la o nouă prezentare în care voi povesti acest model, pentru că în principiu asta este o mașină fără defecte. Având în vedere vârsta pe care o are, contextul social în care a fost lansată, prețul de nou, este o mașină completă și este genul de mașină cum nu se va mai face pe la niciun brand. Chestia asta evident înseamnă că ele au devenit niște clasice, Youngtimer-e și o să devină niște mașini clasice în viitor. Modelele noi au foarte multe găselnițe tehnice și mai ales foarte multă tehnologie, dar parcă nu mai au același impact social, adică acum lumea se bate în ecrane, display-uri, pixeli, softuri și așa mai departe, chestii care sunt destul de perisabile în esență și care nu o să rămână în mentalul colectiv. Când spui că o mașină ca asta a costat 250.000 de mărci în varianta limuzină L7 prin anii 90, era o sumă enormă. La fel costă și un 760 modern. Problema este că este un bun de consum și nu va avea același impact social. Lumea este obișnuită ca de la toate firmele să vadă facelift-uri trimestriale, să fie din ce în ce mai multe opționale și practic pe măsură ce tot apare un model, tu uiți ceea ce a fost, pe când modelul ăsta nu se uită. Și chestia asta cred că este valabilă atât din punctul de vedere al unuia care este pasionat, cum este proprietarul acestei mașini care o folosește daily și a investit în ea aproximativ 8.000 de euro doar din motive de prevenție și nu că ar fi picat ceva pe ea, dar și din punctul de vedere al unora care nu sunt pasionați de această mașină. Pur și simplu întorci capul pe stradă după ea și este o mașină care are niște linii foarte simple și tocmai asta este farmecul acelei epoci. E38-ul a fost un proiect interesant început prin 1988. Partea de derulare a dezvoltării a fost undeva pe o perioadă de 5 ani și mașina a fost proiectată tehnic de Klaus Lotte și de Wolfgang Reitzel, niște indivizi care au mai lucrat pe la multe alte modele de BMW, iar designul mașinii este rezultat în urma unui concept de la final de anii 80, desenat de Boyke Boyer, un designer care a lucrat printre altele, dacă mi-aduc eu bine aminte, și pe la caroseria Touring de E46. Și clar, erau niște oameni care erau în firmă, aveau vechime și de asta și modelele astea au avut o continuitate în aceste desene. Dacă te uitai pe vremea respectivă, toate modelele BMW, 3, 5 sau 7, aveau anumită liniaritate și le puteai recunoaște. Chestia asta se întâmplă și în prezent, până la urmă, doar că s-a schimbat total ideologia de design, modelele au devenit mai rotunjoare, mai accesorizate, motoare evident mai puternice, dar nu este vorba despre așa ceva la această mașină. A fost o mașină cu multe premiere tehnice, pentru că, de exemplu, a fost prima mașină europeană care a oferit un sistem de navigație prin satelit funcțional. Pe urmă a avut prima dată un catalizator încărzit electric și chestia asta s-a întâmplat pe modelele Alpina B12, care au avut înainte de producerea oficială a modelelor de nișă, să spun așa, generale, un catalizator preîncălzit electric și asta înseamnă că puteau să respecte normele de poluare mai agresive de la acea vreme din Statele Unite ale Americii. Și a fost totodată o mașină care a venit prima dată cu airbag-uri în zona capului și cu anumite chestii de confort, cum ar fi niște scaune cu foarte multe reglaje și cu o funcție de automasaj, care era realizată cu niște sfere pline cu fluid care jonglau prin volum între ele. Niște chestiuni opționale și au avut foarte multe
opționale de confort pe interior și e probabil foarte greu să găsești o mașină din asta care să fie complet echipată. Pentru că avea un preț pe măsură, au venit în configurații foarte diverse de motorizări și au avut trei formate de caroserie. Au fost variantele simple numite standard I pentru modelele pe benzină, au fost modelele IL care adăugau 14 cm de loc la picioare în partea din spate pentru pasageri și peste acest nivel au existat cele L7, care au fost niște limuzine foarte lungi, care adăugau încă 25 de centimetri peste ăia 14. Deci asta însemna, dacă adun-o bine acum în cap, 49 de centimetri în plus față de un model standard, cum este acesta. Și evident, alea veneau cu niște uși mult mai lungi, opțiuni de confort, scaune, banchete electrice cu tot felul de reglaje, minibar cu frigider și niște sisteme de fax în spate, infotainment de la vremea respectivă. Au fost variante care au avut cotiera centrală cu reglaj electric cu foarte multe variante, dar au fost rezervate modelelor de top 740 și 750 IL. Pe parte de motorizări, au avut o varietate și vin din vremea aia când, în general, ceea ce scria pe spate în cifre, releva și cilindrea motorului, însă după facelift-ul din 1998, treaba asta s-a schimbat, pentru că anumite modele care aveau o anumită cifră aveau de fapt un 400 de centimetri cub cilindrea în plus față de cifra de pe spate. Modelele au fost, nu neapărat în ordine cronologică, pentru benzină 728i, care avea un motor M52 6 în linie de vreo 193 de cai, pe urmă au fost modelele 730i care au avut motorul M60 B30, adică un V8 de 3 litri. Au fost modelele 735i care au avut un motor de 3,4 litri, tot V8, dar de la M62, adică un fel de facelift tehnic. Pe urmă au fost modelele 740i care au avut un M60 B40, deci V8 de 4 litri, sau M62 B44, un facelift tehnic care adăuga 400 de cm cub și pe urmă regina a fost 750i IL și L7 care aveau un motor de 5,4 litri M73 B54, adică dezvoltau o putere de aproximativ 326 de cai. Modelele 40i dezvoltau aproximativ 286 de cai și modelele 230, practic 730, aveau undeva la 218 cai și intermediarele 735 undeva în jur de 231 de cai. Foarte interesantă abordarea, pentru că ulterior BMW pe iterațiile astea 30 a trecut pe 6 în linie, dar în acei ani pe E38 și E39 30i însemna un motor V8, care nu era neapărat puternic nici după standardele de atunci, însă era o motorizare foarte rafinată. Astea au fost niște limuzine de confort, însă față de rivalii de la Mercedes, în general au mers mai mult pe dinamică. Este o mașină care are aproximativ 2 tone în echipare completă, deci pentru o limuzină este corectă din punct de vedere greutate. O limuzină modernă are clar mai mult de aceste kilograme și totuși, pentru că are o anumită rigiditate, se mișcă decent și asta s-a văzut în felul în care mașinile astea au fost comercializate și în felul cum erau reclamele făcute și nu în ultimul rând pentru faptul că au fost alese ca mașini ale lui James Bond. O să povestesc un pic mai încolo ceva interesant legat de acel aspect. Revenind la partea tehnică, motorizările diesel au fost și ele mai simple, dar suficient de complexe. Au fost variantele 725 TDS, care aveau un motor M51 de 2,5 litri, ce dezvolta undeva pe la vreo 143 de cai și era un vechi motor BMW care folosea injecție cu precameră de combustie și nu injecție common rail directă. Și pe urmă au fost modelele 730D și LD, cum este și acesta, care dezvoltau 193 de cai și 184 de cai pe pre-facelift, dintr-un motor M57D30, care avea 2,9 litri, atenție, nu 3 litri, este o variantă cu tehnic diferită de cea folosită pe modelele ulterioare BMW. Și regina, să spun așa, pe parte de diesel, fiind 740D, care folosea un motor M67 V8, care dezvolta undeva la 245 de cai. O cifră modestă pentru valorile din prezent, unde poți să scoți puterea asta dintr-un 2 litri cu două turbine, dar felul cum livrează acea putere cuplul nu sunt nici pe departe la fel de consistente ca la aceste mașini. Cutiile de viteze au fost interesante, 5 și 6 trepte manuale și au avut o variantă diferită de cutie ZF5HP. În funcție de varianta de motorizare și cuplu aferent, existau niște cutii ZF în 5 trepte cu pinioane Ravigno, așa se numesc ele tehnic, adică un fel de pinioane cu două nuclee,
Și cele care aveau motorizări mai puternice cu cuplu mai mare veneau cu un ZF5 HP cu pinioane tip Simpson, care erau mult mai durabile și aveau un schimb de viteză mult mai fluent. Și chestia asta mi-a spus-o chiar și proprietarul, comparând un 740i cu acest 730D. Deși este tot o cutie ZF5 HP, comportamentul lor este radical diferit și avea impresia că asta are o cutie care scutură mai mult. Este pur și simplu o diferență de nuanță tehnică. Alte chestiuni interesante. Mașina a avut niște mecanisme inutil de complicate, dar foarte plăcute la privit și acțiunea. De exemplu, cum are și aceasta, un portbagaj cu deschidere hidraulică. Acum, abia mai vezi balamale cu sistem excentric. Mașina asta practic are niște pistonașe hidraulice cu circuit hidraulic, cu rezervor și pompă electrică pentru a deschide în mod hidraulic acest portbagaj. Este o opțiune specială pe aceste modele și nu venea în standard decât probabil pe modelele scumpe. De asemenea, am mai avut suspensia SLS autonivelantă, care vine de la Self-Leveling Suspension și a fost activă numai pe partea din spate. Pentru funcționare, ea folosea o pompă tandem, adică o pompă care asigura și rol de servodirecție pe o parte, iar pe cealaltă parte presiune hidraulică pentru niște amortizoare hidraulice pe spate, care avea un control pur mecanic și mașina își păstra nivelul constant. Nu puteai tu să reglezi nivelul activ precum era la, să zicem, un Audi Allroad sau la niște mașini precum Citroen, dar ideea e că își păstra garda la sol constantă. Față de E32, vechiul șeptar, cum mi se spune, suspensia spate este complet reproiectată, având un sistem cu 5 brațe multilink. Totodată este și un motiv de întreținere costisitoare a acestei mașini, pentru că vorbim despre 10 brațe, 20 de bucșe și tot felul de sisteme conexe pe acolo. Pe urmă, mașina a avut sisteme active de siguranță, tot ce au însemnat module de ABS, airbag-uri și foarte, foarte multe opționale de confort. Despre asta este vorba și au fost și niște ediții speciale, de exemplu una din ele a fost desenată de designerul Karl Lagerfeld și a avut o caroserie în două culori, un fel de argintiu cu vișiniu, care mima lobby-ul unui hotel din Statele Unite, dacă mi-aduc bine aminte, și avea de asemenea un design special pentru banchetele din spate, felul cum era cusută pielea și opțiunile de confort. Și de asta mașinile astea, în funcție de nivelul de echipare și de coloritul interiorului, pot fi percepute radical diferit față de una față de cealaltă. În general e mișto să vezi o mașină din asta bine echipată, cum este și aceasta, pentru că asta era ideea la ele. Nu erau neapărat niște mașini de goană. Mergeau fără probleme cu viteză, dar era vorba că în general erau făcute pentru pasageri, pentru locul din spate. Dar erau foarte multe glume printre corporatiștii de la acea vreme că se pare că șoferul și cu directorul se cam băteau pe care să conducă mașina. Chestii care în general la un Mercedes nu prea s-a întâmplat. Au fost gândite ca mașini de șofer. Rolls-Royce-urile la fel. Ori acest seria 738 chiar ocupă un loc special din punctul ăsta de vedere. Au fost și niște versiuni interesant modificate, nu valabile publicului, care au fost folosite la filmări. De exemplu, Jason Statham a condus una, un 750i pe siglă, care de fapt era un 740i, un model V8. Și poate cel mai interesant este cel folosit de Pierce Brosnan în seriile 007, acolo unde a fost promovat și telefonul Nokia Communicator, acel 9210 parcă se numea, care în film este prezentat ca și cum ar fi putut controla mașina, însă în realitate ei montaseră un al doilea volan pe spătarul scaunului din față, un șofer care stătea pitit de desubt și care avea o clonă de comenzi, adică volanul secundar era legal la cel principal, pedalele la cele principale și o manetă controla schimbătorul de viteze automat și avea o consolă cu butoane electrice pentru tot felul de gadget-uri, cum ar fi spin din aia de spart anvelope și rachete care ieșeau din zona trapei. Mașina, din câte știu, se află în colecția BMW, BMW Group Classic, care se află în Germania. Ele au fost produse la Dingolfing în Germania de Vest, care oricum era Germania la momentul apariției acestei mașini, și au fost produse undeva la 320.000 de exemplare. E interesant să vezi nuanțele foarte discrete între pre-facelift și facelift, care au fost în general pe parte tehnică, la motoarele pe benzină cu 4 supape pe cilindru. Trecerea de la pre-facelift la facelift a însemnat adăugarea de sistem VANOS. Singurul sistem cu dublu VANOS a fost pe 728i, adică pe motorul M52.
Iar pe motoarele V8 s-a primit VANUS doar pe arborele de admisie. Motoarele V12 nu au avut niciodată distribuție variabilă, pentru că nu aveau nevoie, aveau cilindree mare și diferențele dintre M70 și M73 au fost doar de cilindree și de mici nuanțe pe la trenul de distribuție, felul cum se deschideau supapele. De ordin estetic sunt însă interesante, aproape că nici nu-ți dai seama, însă dacă vezi două modele identice, facelift și pre-facelift parcate, vei observa că acele striații de la siglă sunt puțin mai bombate pe facelift și drepte pe pre-facelift, iar farurile de pre-facelift sunt drepte în partea de jos, în timp ce ăsta care este facelift are niște mici cerculețe desenate în partea de jos. Chestia asta cred că evidențiază faptul că este o mașină discretă, spre deosebire de prezent unde totul e patează, apare foarte mult carbon, tot felul de muchii, lumini și așa mai departe. Este o mașină care întoarce capul prin simplitatea ei din punctul meu de vedere și întotdeauna mi-au plăcut aceste modele și am început să le descoper în timp odată ce am devenit pasionat auto. Cam asta a fost în sine istoria mașinii și felul cum a fost ea gândită. Este o mașină, cred că, preferată unanim de multă lume, mai ales de proprietari, evident că de-aia o și conduc. Încă poate fi o mașină daily, dar evident trebuie să-ți asumi niște costuri ridicate de mentenanță, pentru că nu e neapărat foarte fiabilă și este o mașină foarte complexă, are foarte multe module electrice și cred că e aproape imposibil să o ții în condiție din aia perfectă, pentru că complexitatea își spune cuvântul. Hai să deschidem un pic capota să vedem cum arată unul din primele motoare diesel 6 în linie moderne pe care BMW le-a folosit și care au fost folosite până aproape de prezent. Este vorba de M57, mitică cum îl poreclescul. În acest episod nu o să pot să arăt grafic foarte multe chestii pentru că în perioada aceea BMW monta niște capace înșurubate și sunt foarte multe șuruburi prinse. Nu e o vreme foarte plăcută afară, așa că nu are rost să dau jos, dar voi explica. Este o chestie interesantă cu acest M57 pentru că în varianta aceasta el are 2,9 litri, adică 2926 de centimetri cubi, în timp ce iterațiile ulterioare, atât cu o singură cât și cu două turbine care au fost montate, să spunem, de exemplu, pe X5-urile E70 sau pe seriile 3E90, aveau 2993 de centimetri cub, deci ele sunt referite general ca 2,9 sau 3 litri. Și este o diferență de nuanță tehnică foarte importantă între ele, legată de felul cum era blocul construit și felul cum era distribuția. La sistemul acesta de 2,9, arborii cu came se rotesc în același sens și lanțul de distribuție trece peste amândoi. La sistemele de 3 litri, arborii se rotesc în contră, deci sunt practic legați între ei cu niște pinioane și lanțul de distribuție trece doar peste zona de pinion de admisie. În rest, profilul distribuției este același, în sensul în care arborele, printr-un lanț mic, rotește pompa de ulei, printr-un lanț intermediar, în partea de jos, antrenează pompa de înalte, iar de la pompa de înalte pleacă cu alt pas de pinion, un al treilea lanț, care mișcă, așa cum am menționat anterior, distribuția în partea superioară. Toate motoarele au 24 de supape, adică 4 pe cilindru și folosesc compensatori hidraulici, adică nu necesită reglaj termic. Și toate au, practic, sistem pe supraalimentare cu admisie cu 4 porturi. Și asta înseamnă că în funcție de variantă vei găsi, evident, diferite nuanțe de putere. Practic, motorul ăsta a avut 3 variante fizice. A avut de 2,5, acel 177 de cai pe care l-am prezentat pe E61, un 2,9 de acesta și un 3 litri, însă luate individual au avut fiecare câteva diferențe de nuanțe. De exemplu, acesta folosește un bloc de fontă cu ochiulasă de aluminiu, dezvoltă 193 de cai și undeva la 430 de Nm, în timp ce varianta pre-facelift avea 184 de cai și 410 Nm. Au undeva la 1350 de bari presiune, în timp ce variantele ulterioare folosesc 1600 de bari. Injectoarele sunt pe solenoid, în timp ce la variantele de putere mare, mai ales cele cu două turbine, TU2 top alea, au injectoare pe piezoelectric sistemul și au căpătat și supraalimentare pe două turbine. Dacă au avut o singură turbină, ele au fost Garrett și dacă au avut două turbine, au fost BorgWarner, deci niște diferențe de supplier, ca să zic așa, de furnizor. Pe urmă, ulterior, au căpătat și bloc de aluminiu, au avut două revizii tehnice,
Până la TU2 au fost de fontă, iar de la TU2 încolo au fost de aluminiu. Totodată acolo au apărut și problemele, pentru că acea distribuție care avea arborii cu rotație în contră, cu carcasă de aluminiu, în cazul în care distribuția se uza și întinzătorul nu-și mai făcea treaba, la fiecare pornire lanțul practic pleznea capacul ăla de aluminiu din față și producea un șpan care putea să afecteze toate internele motorului. S-a și întâmplat chestia asta. Unele au avut probleme cu pompa de ulei și cam la toate au fost probleme cu acele flapsuri din admisie, care nu se văd aici. Ele sunt controlate de un motoraș vacumatic, de o tobiță din aia, și majoritatea proprietarilor aleg să le elimine, așa cum s-a întâmplat și aici, pentru că sunt o cauză de probleme. Au fost făcute atât din metal cât și din plastic și practic galeria de admisie are 12 porturi. Are 6 porturi care intră vertical în chiulasă, în zona la care, de exemplu, la o benzină vei vedea bujia, și 6 porturi care vin tangențial. Unele sunt rotunde, altele au secțiune pătrată și practic flapsul ăla se deschidea undeva la turații mai mari ca să poată să producă o turbionare a amestecului în turații mici și o intrare mai hotărâtă în turații mari. Turbina este una cu geometrie variabilă cu actuator vacumatic, ulterior au primit și actuator electric, ea se află pe partea asta a galeriei și la capătul galeriei există un port de conexiune pentru sistemul EGR, care trage aceste gaze printr-o tubulatură și undeva în partea asta aici se află supapa EGR, care distribuie gazele astea direct în galeria de admisie. Se vede treaba asta undeva prin interior, în spatele pompei de servo, dar este o nuanță capsulată în partea asta și este sistemul anterior menționat. Ce mai are interesant? Are un răcitor și încălzitor pentru zona de motorină, adică o conexiune dintre sistemul de antigel și filtrul de motorină, care este situat în partea asta și se poate vedea traseul pe aici. Rezervorul de antigel în partea asta, pe cureaua de accesori este compresorul de aer condiționat, pompă de apă și un alternator. Și după caz, ori o pompă simplă de servo, cum are această mașină, ori o pompă tandem, care asigura 102 bar presiune și pentru sistemul de suspensie autonivelantă. Dar alea, în general, au fost disponibile pe mașini cu motorizări mai mari. În linii mari, cam ăsta este motorul, pentru că un 6 cilindri în linie nu necesită vreo echilibrare deosebită, e genul ăla de motor pe care stă moneda în picioare, cum se spune. E robust, pentru că are blocul de fontă, nu are cine știe ce management termic, deci circuite termice complicate. Singurul plastic pe care îl vezi este pe la tubulaturile astea de pe la admisie. În rest, numai conducte de aluminiu și, evident, fiind un motor montat longitudinal, se poate vedea că e destul de lejer plasat în compartiment în partea asta. Cam ăsta ar fi în linii mari un M57 simplu ca acesta. Cele ulterioare au fost mai complicate pentru că au mai apărut și anumite probleme, presiuni mai mari la sistemul de injecție, pompă Bosch CP4.2, injectoare piezoelectrice, sisteme de răcire din ce în ce mai complexe, intercoolere mai multe, adică niște diferențe din astea de nuanță. De exemplu, fix acest motor are galeria de la T Umlaut 2 Top, ăla cel care avea 286 de cai, adică cel cu două turbine de pe un M92-335D, să spunem. E o galerie cu plenul mai mare, cum se spune, și de asta probabil motorul se comportă mai ok. Evident, în partea din față, pentru că e un diesel, aici se poate vedea, este pompa de vacuum, care este antrenată mecanic de arborele cu came de evacuare și ea produce acel vacuum necesar pentru flapsurile alea și pentru servofrână mai ales. Și este un element care a fost păstrat de-a lungul timpului pe motoarele astea. La un moment dat, pe seriile mai noi, din câte știu, pompele astea de vacuum au fost mutate în baia de ulei. Dar nu este neapărat general valabil pentru M57. În linii mari, ăsta este motorul. Mai mult decât atât, nu am ce să prezint. Interesant este mecanismul cutiei pe care l-am explicat, acel ZF5HP cu pinioane Ravigno sau Simpson, în funcție de variantă. Iar variantele Sport aveau, evident, suspensii mai dure și pe spate un diferențial cu un raport de demultiplicare diferit, care putea să producă accelerații mai consistente. Un alt aspect interesant împărțit cu seriile E31 este supapa asta de aici cu două motorașe, care se ocupă de încălzirea din cabină. Este un flaps suplimentar acolo. Și mașina a beneficiat de asemenea de niște sisteme iarăși foarte complicate pentru rezervori de spălători pentru faruri, pentru că mașina avea sistem xenon pe fază scurtă și automat asta necesita și ea spălare. În partea de aici putem vedea rezervorul pentru parbriz. Și a mai avut
Amortizoare cu control electronic cu motiv de stricăciune suplimentar. Alea se pot identifica după niște mufe electrice care apar în partea asta de aici. Și cam atât. Eu zic că am încheiat cu această mașină. Aș putea să mai menționez faptul că bateriile sunt plasate în partea din spate. Mașinile fără foarte multe dotări sau cu motoare mai mici au o singură baterie de capacitate mare, iar variantele mai puternice au două baterii pentru a putea susține consumatorii suplimentari și evident asta înseamnă și diferențe de alternator. Motorul, de exemplu, M73 a avut chiar două alternatoare și două baterii. Un alternator mai mare pentru sistemul general al mașinii și un alternator mai mic pentru a doua baterie și pentru consumatori. Cam asta ar fi partea tehnică. Sper că vi s-a părut interesant, chiar dacă nu se văd mare detalii pe aici la modul optic. Dar eu zic că avem aici un motor care este foarte curat, fără foarte mari complicăciuni și cam atâta. Hai să trecem la interior, că ăla cred că este cel mai interesant la această mașină. Vremea a ținut cu noi și cu voi și s-a oprit ploaia suficient cât să pot să filmez afară, de asta am filmat înăuntru în parcare la început. Era de neconceput să nu filmez modelul ăsta, băieții au venit din Tulcea, le mulțumesc cu această ocazie și până la urmă e vorba ca mașinile astea să rămână pe sticlă, fie că înseamnă sticla unui televizor sau unui ecran de telefon, cândva o să mă uit și eu peste mulți ani la filmările astea și o să-mi aduc aminte ce mișto erau mașinile astea, despre asta e vorba. Are o siluetă foarte simplă și de efect și cred că cumva îl putem introduce în poveste și pe Bruno Sacco, care a spus că modelele din aceeași gamă, adică într-un an, toată gama contemporană de modele trebuie să semene între ele și în momentul în care un model avansează, fie că înseamnă facelift sau model nou, nu trebuie să o facă într-un fel în care să îți pară că modelul vechi e demodat sau urât. Și asta e o tehnică foarte interesantă a designului. Cam asta este partea din spate de portbagaj. Întotdeauna mi-a plăcut stopurile astea interesant desenate. Și aici se poate vedea sistemul de deschidere automată a portbagajului, care folosește aceste pistonașe electrice, electrohidraulice de fapt, care au o deschidere oarecum lentă pentru standardul modern, însă nu pot să nu apreciez complexitatea mecanismului. Practic, aici avem un amortizor cu arc și gaz simplu, iar în partea asta avem un amortizor activ care funcționează cu presiune hidraulică și este exact ca un mini piston de excavator. Evident, ceva foarte complex, are un ulei special care trebuie să fie schimbat, are o pompă electrică și toată chestia asta adaugă la farmecul modelului. Portbagajul și după standardele actuale este imens, adică nu cred că ai vreo problemă de spațiu. Aici se poate vedea că este antifonat cu un plastic în partea de sus și are un subwoofer în partea asta din spate. Aici este mochetă peste tot. În partea de dedesubt aici este accesul pentru roata de rezervă de dimensiune întreagă. Și aici putem vedea o particularitate a acestui model care i-a întărit, să zic așa, partea de segment premium, și anume faptul că aceste capace sunt operate cu ajutorul unor magneți. O chestie care adaugă la, nu știu, complexitatea mașinii. Și aici putem vedea două unități. Aceasta este CD changerul clasic cu 6 CD-uri, iar asta este unitatea DVD pentru sistemul de navigație. Mașina asta este din 2000. Asta înseamnă că a primit ecranul 16:9, în timp ce la pre-facelift ecranul interior era de 4:3. Aici este trusa de scule, care la foarte puține modele este originală, pentru că a trecut mașina prin mai mulți proprietari și e destul de ciudată chestia asta. Și aici este un aspect foarte interesant. Putem vedea în interiorul trusei de scule desenat o siluetă de E46. Foarte interesantă partea asta. Practic un mic easter egg referitor la această mașină, pentru că până la urmă Boyke Boyer ca designer a lucrat atât la E46 cât și la E38. Niște mașini care pentru o scurtă perioadă de timp au fost contemporane. Și cam atâta despre portbagaj. E clar că nu este cel mai interesant loc al mașinii, însă are aceste aspecte care merită menționate. De asemenea, în partea asta de aici se poate vedea bateria. Aici intră și cele și bateria suplimentară pentru modelele alea despre care am menționat. Iar închiderea portbagajului
este una care se realizează prin cădere, practic, pentru că vorbim despre un sistem hidraulic. Jos aici este un motoraș care preia portbagajul și îl închide, un fel de semi-soft close, care este prezent atât pe variantele cu deschidere hidraulică, cât și pe cele cu deschidere normală. Jantele astea, iarăși, mi se par foarte frumoase și potrivite acestui model. Acum să intrăm la partea din spate, care zic eu că este cea mai interesantă la această mașină. Spre surprinderea mea, perdeluțele sunt originale și funcționale. Și aici putem vedea cum erau lucrurile făcute altădată, în sensul în care granulația acestor materiale e una foarte interesantă la atingere, furnirul ăsta de aici e foarte drăguț lucrat, pielea moale. Genul ăsta de interior îl vedeai pe toate mașinile, pentru că, de exemplu, din pură coincidență, motoarele astea M51 și M57 au fost regăsite și pe Opelurile Omega din perioada respectivă. Variantele IL de fapt și L7 aveau ușa din spate mai mare și în loc de această mică scrumieră, acolo era un compartiment foarte adânc unde, de exemplu, putea să intre o umbrelă sau un Nokia Communicator din anul respectiv. Și aici putem vedea o altă dotare de confort, și anume geamurile laminate duble, atât pe față cât și pe spate, care antifonează mult mai bine această mașină. Perdeluțele astea se retrag, sunt perfect funcționale, nu sunt electrice, cum erau pe la alte mașini în perioada respectivă, și aici mai putem vedea câteva aspecte interesante, și anume faptul că cataramele de la centuri sunt îngropate în partea din șezut a banchetei și nu sunt proeminente. Și alt aspect interesant este că centurile pasagerilor sunt montate invers, în sensul în care extensia se face dinspre interior spre exterior, adică așa. Și asta este din motiv de siguranță, pentru că în caz de accident, paramedicii, mă rog, pompierii și așa mai departe, poate să taie mult mai ușor acest punct decât să se încline cu acel aparat peste persoană ca să taie cataramele din zona respectivă. Deci, din nou, niște aspecte care țin de designul tehnic. În funcție de dotări, aici puteai să ai o banchetă reglabilă electric, atât pe parte de spătar, șezut, cât și tătiere. Și spre deliciu multora, pe versiunile lungi, controlul era asigurat și de o tătieră centrală, o cotieră, de fapt, pardon, care avea în ea un fel de mini modul de comandă pentru toate scaunele și un mini bar în partea din spate, de aici. De asemenea, în partea asta de aici se regăsește un spațiu de depozitare pentru trusa medicală, care este în loc de tetieră. Asta este dintr-un material plastic mai tare, nu e o piele atât de moale. Iar în partea asta de aici se poate vedea capitonajul pentru zona de cotieră. Opțional, în partea asta se regăsea și un suport de pahare, care este prezent și pe această mașină în partea de jos. Și practic era, mă rog, oarecum inutil în perioada respectivă, pentru că era destul de firav și paharele erau plasate destul de jos, le puteai lovi cu piciorul destul de ușor. Aici avem ventilații suplimentare pentru partea din spate și niște mufe de cască și video TV pentru sistemul acela infotainment pe care o să-l arătăm curând. Practic niște comenzi suplimentare. În funcție de unele mașini aveau și aparat de fax în zona asta centrală și se poate vedea că stai foarte bine. În primul rând, aceste banchete sunt exact ca o canapea. Pielea este până pe lateral, au multe ape, sunt scobite. Este piele din aia groasă de tip șorici, care capătă niște, să zic așa, profile de-a lungul timpului, pentru că așa se manifestă uzura, numai că este alt tip de uzură. Asta e o mașină care are practic 20 de ani și pielea arată ca pe o mașină modernă cu vechime 2 ani, în condițiile în care are și rulaj, are și vechime. Se stă foarte bine în zona asta a picioarelor, nu e pentru 3 persoane, e clar că nu e gândită pentru asta, așa că două persoane vor sta în deplin confort și stai cât se poate de frumos aici. E clar, înțeleg acum rolul variantelor lungi, care erau mult mai spațioase în partea din spate și aveau evident opțiuni de confort. Am o cunoștință la Codlea, care are două asemenea modele, atât 740IL cât și 750IL, și trebuie să mă sincronizez cu el să le filmez și pe acelea, pentru că e păcat de ele să nu fie prezentate. În partea din față, ușile se deschid de asemenea destul de larg. Aici putem vedea un design simplu, caracteristic acelei perioade, două spații de depozitare, unul destul de voluminos aici și unul suplimentar în partea asta din spate, unde din nou puteai să pui, nu știu, un telefon mobil de mărime
corespunzătoare acelei perioade. Și suplimentar au fost variante care au primit în 2001, în ultimul an de producție, un telefon Motorola StarTAC, diferit de cel cu fir care era montat standard în cotieră și mașina asta l-a avut, însă a fost scos pentru că primul proprietar nu putea să țină cotul ca lumea de el. Și practic avea un mini pachet de infotainment pentru că puteai să scoți acel telefon și să-l folosești ca mobil. Scaunele sunt similare celor business confort care sunt pe BMW-le din prezent, adică ai posibilitatea de a regla individual spătarul în partea superioară. Pernuța asta este reglabilă în mod electric în partea asta din față. Ai 4 reglaje de direcție în partea de șezut, atât față cât și spate. Tetierele sunt controlate de asemenea electric. Și de asemenea tot spătarul poate culisa sus-jos și ai și reglaj lombar pe 4 direcții. Adică n-ai cum să nu stai confortabil în aceste scaune din punctul meu de vedere. Și tocmai asta este și farmecul mașinii. Acest bord cu finisaj simplu întors spre șofer, minimalist. Mi-a plăcut și varianta cu ecran 4x3 care avea o serie de butoane suplimentare, dar un ecran mai mic, însă această navigație este mai actuală chiar și din punctul modern de vedere. În partea asta avem un torpedo care are un mecanism foarte, foarte interesant. În primul rând, el se deschide înspre partea din jos așa și dacă tragi de el, se poate vedea că aici are un amortizor și practic tot torpedoul culisează înspre tine ca să nu trebuiască tu să te apleci, să te întinzi, să cauți partea din spate. Deci din punctul ăsta de vedere este o mostră de over-engineering. Altă chestie interesantă este momentul în care închizi ventilațiile, ele se închid fest, adică practic poți să ai un bord complet nivelat, o chestie pe care nu am mai văzut-o pe mașinile moderne și mi se pare că arată foarte simplu și de efect. Bord de material moale, în partea asta de asemenea un furnir. Ușa torpedoului este moale, lateral asta din plastic de asemenea moale. Aici avem navigația, care are foarte multe chestiuni interesante. În primul rând, cu acest rotor puteai să controlezi informații, de exemplu, despre computerul de bord. Dacă te duci în ecranul principal, ai televizor, însă practic e semnal analog și trebuie să stai să prinzi la... Nu mai emit posturile atât de ușor. Am înțeles că poți să prinzi posturile generale, gen Pro TV, TVR și astea care emit normal. Ai încălzitor auxiliar, care poate fi reglat, exact ca pe mașinile moderne. Poți să pui și un cod la această navigație ca să nu se deschidă decât la comandă. Și aici ai și un sistem de reglaj al calității audio. Și într-adevăr, mașina chiar are un sistem audio care se aude foarte bine și în ziua de azi. Și se potrivește. Mi se pare că melodiile astea rusești merg de minune cu genul ăsta de mașină, pentru că reprezintă o bucată culturală din perioada respectivă. Și da, navigația e interesantă, nu are o utilitate în prezent, însă e frumos să o vezi în bord. Aici putem vedea reglajele pentru zona de climatizare, cu ecranul aferent, reglaj pe două zone și poți să reglezi atât viteza de ventilație, cât și temperatura, cât și direcția, care se poate regla de ambele zone. Încălzirea în scaune este pe 3 nivele, iar în spate se poate regla practic infinit atunci când bancheta are acea opțiune, pentru că ai un fel de buton de pornire și o rolă prin care reglezi intensitatea între un nivel minim și unul maxim. Sistemele de asistență, aici este reglajul acelei cortine electrice și un mecanism foarte drăguț pentru suportul de pahare față. Observați cum culisează. Are un sistem similar a celor motostivuitoare, în sensul în care segmentul acesta se mișcă de două ori mai repede decât acesta și ele se aliniază perfect. Este inutil de complicat și asta îl face foarte frumos și interesant. În prezent, pur și simplu ar fi pus o gaură în bord și ăla era suportul de pahar. Dar cineva undeva probabil a avut 27 de ședințe tehnice cu deadline-uri ca să poată să ajungă în producție acest suport. Închiderea aici pentru uși, butonul de avarii, aici se poate vedea o mică scrumieră, iar poate un mic minus al acestei mașini este că nu are o cotieră ca lumea, în sensul în care ea se poate deschide de aici, este un capac foarte subțire,
Dar toată cotiera asta culisează față-spate pe niște rulmenți cu ajutorul unui buton, însă nu se află nimic altceva. Chiar și acum resimți lipsul ăsta pentru că trebuie să stai să pui locurile în altă parte. Oglindă cu închidere heliomată, avem aici controlul pentru trapă, care se poate vedea că are o deschidere normală și se poate și ridica în partea de sus, iar oblonul este unul mecanizat care se trage cu mâna. Aceste lumini sunt cu activare normală, iar aici este un modul suplimentar pentru lumini în partea asta de aici. Tavanul negru, așa cum se pretează pe genul ăsta de mașină cu oarece valențe sportive. Senzor de ștergătoare, de lumină, adică e o mașină care, vă dați seama, din 94 avea anumite chestii din astea. Poate acum apar banale, să vezi încălzire în volan, lumini automate, farul cu xenon, geamuri duble, din astea, dar atunci chiar era o chestie interes general. Oglinzile reglabile electric de aici, geamurile care au buton separat pentru ridicat și coborât și blocajul pentru geamuri în partea asta, două boxe pe ușă, de asemenea reglajul ăsta complex pentru scaun în partea din față și putem vedea și cele trei memorii din partea asta de aici pentru șofer, probabil opțional și pentru pasager, și precum la Mercedes o frână de mână care se acționează la buton. Aici deschiderea portbagajului la buton este electrică și deschiderea capotei din partea asta de jos. Opțional, volanul putea fi electric și încălzit. Iar aici avem aspectul general al tabloului de bord, din partea asta de unde se pot regla funcțiile astea pentru computerul de bord și melodiile care se pot vedea pe ecran. CDC este CD changer, de la asta vine termenul ăsta. Volumul din partea asta. Iar aici este controlul pentru pilotul automat, pornit, oprit și reglajul de viteză. Manetele de ștergătoare care sunt foarte robuste, vin din perioada aia în care pur și simplu totul era făcut cu răspundere. Ai și reglaj suplimentar pentru computerul de bord de la acest buton, care poate fi văzut așa. Și datele despre consum care se văd aici. Ai și limitator de viteză, date care îți sunt arătate probabil împreună cu calculul navigației. Interesantă chestia asta și cam atât. Pot să mai arăt încă o dată din acest punct de vedere luminozitatea ecranului, care nu e minunată, că e și lumina afară și, mă rog, are și niște anonitate asta, dar este perfect funcțională din punctul meu de vedere și chiar e interesantă. Aici mai are un aspect interesant, că ea se mișcă așa, înspre exterior, ca să ai acces la o casetă Dolby. O chestie pe care am văzut-o și pe Lexus în partea respectivă. Foarte interesantă, pentru că oricum în spate avea cele 6 CD-uri, nu avea rost să pună aici. Dar din nou, un mecanism inutil de complicat, dar foarte interesant. Și vedem că ea se închide singură dacă nu faci nicio acțiune, nu simte o casetă. Mi-a plăcut chestia asta, hai să mai arătăm o dată partea asta cu un efect așa cinematic. Sunt genul ăla de mecanisme la care te-ai jucat toată ziua și asta cred că le face cel mai interesant. Hai să dăm și o cheie să auzim cum se aude. Să-și facă calculul. 6 cilindri. Are un ronțăit specific mașina și aici se poate vedea și ecranul acesta. Și încă un aspect interesant. Mașina are calcul de viața uleiului care este afișat în partea asta de jos de aici. Sunt practic niște... Trebuie să îl aprind încă o dată ca să se vadă observațiile acolo. Oil service. Practic când ajunge pe roșu trebuie să faci revizia. Bănuiesc că este un contor automat și nu-i ceva care să calculeze efectiv calitatea uleiului într-un mod fizic. Pe urmă, în partea asta de aici putem vedea maneta de schimbător, care are o acționare foarte bărbătească, să spunem așa, și are și mod sport plus setare de mod manual. Iar în partea centrală aici se poate vedea pe ecran această rubrică unde ți se indică situația celor 5 trepte. Practic ce facem aici este selectarea
treptei superioare la care cutia o să ajungă. Acum este partea de drive, reverse și park. Este totodată una din primele mașini care a avut senzor de parcare și treaba asta o face din nou o mașină destul de accesorizată pentru anii respectivi. Nu este o culme a designului sau a opționalelor, dar pur și simplu este un model care a fost acolo. Despre asta este vorba. Și haide să dăm și o tură să vedem cum se simte în elementul ei pe autostradă, pentru că este o mașină făcută pentru drum lung din punctul meu de vedere. Nu e făcută pentru oraș, adică în București nu aș merge cu așa ceva, dar mi se pare în continuare o mașină interesantă de pasionat pentru concedii. Aici putem vedea și senzorii de parcare despre care vorbeam, unii din primii din mașinile premium din anii respectivi. Am mers un pic prin trafic, era păcat să chinui mașina, dar pot să spun faptul că se conduce foarte confortabil ca daily, dar ea este gândită pentru extraurban, adică pentru genul de drum pe care o să-l vedem acum și e o mașină care nu simți nevoia să tragi. Adică ok, dacă apeși accelerația, are niște prestanțe dinamice ok pentru o mașină de 2 tone, chiar și din punct de vedere modern. Numai că plăcerea e așa când te duci întins cu ea. Este suficient de confortabilă după oricare reper modern, mai ales că fix asta are suspensia sport, e puțin mai lăsată, mai rigidă și se poate și mai bine de atât pe parte de confort. Dar cert este că avem 80 de km pe oră, trapa este deschisă și eu vorbesc normală mașină, adică este excelent antifonată și aici se vede clasa lux a acelor ani. Și cutia de viteză e una care schimbă surprinzător de bine. E interesant că ZF5HP este ultima cutie convențională care avea niște pinioane standard, în timp ce ZF6HP a venit cu pinioane de-astea ale peletie, care sunt mult mai complexe. Concluzia este că ZF5HP pentru a scoate 5 trepte are 10 elemente mobile, iar ZF6HP pentru 6 trepte are 8 elemente. Deci s-a ajuns la o paradigmă acolo. Motorul are un bas plăcut așa, se aude chiar ca o benzină, acum aș putea spune, pentru că nu ai auzi acel ronțăit. Și de exemplu, la 110 km pe oră are cam 2000 de rotații pe minut în drive. Asta înseamnă că nici nu este un motor turat, din nou turațiile sunt aproximativ ca alea de benzină. Dacă treci cutia în S, retrogradează o treaptă și oricum ar fi, în momentul în care apeși accelerația, începe să livreze. Având treptele lungi, pare că se turează lent, dar în realitate mașina are chiar o accelerație destul de consistentă și treaba asta se vede pe turometru, adică mie mi se pare că e satisfăcătoare din punctul ăsta de vedere. Trapa are un mic șuierat în modul ăsta închis. Vreau să testez chestia asta. Curios că se aude foarte puțin când e deschisă, compar cu ce trapa mea pe mașina mea. Dacă dăm de exemplu și pe sport și accelerăm, motorul e deja la 3000 de rotații pe minut în sarcină și chiar este exemplar accelerația pentru ceea ce reprezintă acest motor, adică nu e unul foarte puternic, cilindrea însă este relaxată și realmente de la 120 la 140 se duce foarte ușor accelerația. Adică chiar și din punct de vedere modern mașina livrează fără probleme. Nu va fi un mâncător de viraje, cum se spune, pentru că e o mașină care în esență e mare, lată, lungă, e axată pe confort, dar nu cred că a vrut nimeni niciodată să facă viraje cu genul ăsta de mașină. Alte mașini de talie din asta mare sunt mai dinamice, cum ar fi de exemplu Alfele Romeo din perioada respectivă, deși Alfa nu a avut niciodată un model de talie a seriei 7. Ultimul model de talie mare, principesa, a fost Alfa 166, care era echivalent seria 5 BMW. Dar mașina e un deliciu la partea asta de condus din punctul meu de vedere. O înțeleg de ce e daily practic. Și acum observ altă chestie, cu motorul pornit, luminozitatea ecranului pare altfel decât atunci când am filmat, sau poate că e lumina mai difuză afară. Dar e perfect vizibil, adică la exact în calea ochilor, ai zice că e pus prea jos, însă nu trebuie să ții prea mult privirea de la drum ca să-l privești. Și e genul ăla de cruiser care se duce
fără probleme la viteze mari. Adică accelerează cu aceeași lejeritate și de la 140 încolo și se simte chestia asta. Dar e genul de mașină pe care o lași să își facă ea partea de drum. N-ai nicio treabă. E clar că sunt niște cruzere de autostradă. Cel mai bine s-ar potrivi V8 și V12 benzină, însă în contextul actual românesc este extrem de scumpă o mașină din aia la întreținere, nu mai găsești mecanici, consumul este unul foarte mare, deci n-ai putea să o ai ca daily, dar poți să o ai ca mașină istorică dacă mai aștepți niște ani sau îți iei un model E32, de exemplu, care a avut M70-ul. Numai că realmente un M57 e încă un motor actual, adică vei găsi piese la el, consumul e unul decent, n-ai niciun fel de problemă, adică mașina asta consumă undeva la între 10 și 14 în orice oraș din România și pe autostradă o să vezi probabil cifre între 7 și 9 în funcție de stilul de mers. Dar e destul de greu să-l faci să consume 9 pentru că nu are resurse atât de mari cât să fie. Da, e foarte interesantă chestia asta cu accelerația, pentru că tu percepi mașina ca fiind lentă, e confort în ea, nu simți foarte bine accelerația, numai că dacă te uiți la vitezometru, el crește destul de vertiginos, adică e o paradigmă. Și asta pentru că e o cutie cu trepte lungi și cred că treaba asta s-a simțit mult timp și la AMG-uri care au avut cutiile 5G Tronic, singurele capabile să ducă genul ăla de cuplu. Frâne bune, înțeleg că frânele sunt un retrofit de pe 740i, asta înseamnă că sunt etriere de capacitate mai mare și discurile la fel. Din nou, servodirecția e o plăcere, deci este exact genul ăla de consistență hidraulică. Aș putea să o descriu foarte românește și plastic. Este ca și cum ai amesteca într-o mămăligă. Pentru că are o anumită consistență și se opune în momentul în care miști lingura aia de lemn. Dar tocmai ăla este și farmecul, pentru că este foarte bun feedback-ul, adică deși nu e direcția atât de comunicativă mecanic, la modul că dacă ai mișcat un pic, nu e ca la o mașină sport, însă simți că se întâmplă ceva acolo, are o anumită tărie. Și aici avem o mizerie de drum de dale, pe care mașina îl filtrează perfect, adică gândiți-vă că sunt jante de talon mic. Suspensia este cu amortizoare Bilstein, sunt arcuri mai tare, adică e o mașină dură, în esență, după standardul seriei 7, cel puțin din anii ăia. Uite cum merge la 80 de km pe oră. Am mai mers cu multe alte mașini pe aici, inclusiv Skoda de-astea VRS, care sunt chiar dure și se simte mult mai nașpa la alea. Dar, mă rog, pentru că așa sunt făcute să fie, știi? Și într-un fel e o problemă treaba asta, pentru că te păcălește, adică ai impresia că mașina este foarte confortabilă și bine pusă pe drum și tu intri cu 100 într-o curbă, de asta și evident că limita frânelor și anvelopelor este alta decât aia pe care o percepi tu, așa că trebuie avut grijă cu mașina asta. Asta e problema în general la mașinile confortabile și la limuzine, pentru că te păcălesc, ai impresia că ești în control, că totul e ok, e liniște, frumos, tu n-auzi scârțitul cauciucurilor și atunci poți să faci accident. Adică chiar recomand la mare grijă cu treaba asta, mai ales când, nu știu, poate închiriați mașini de genul ăsta, confortabile și vă păcălesc. Dar chiar e interesant aspectul ăsta, adică la accelerație full și la 100 la oră, pur și simplu zici că ești pe asfalt neted. Deci e real de confortabilă, chiar și după un standard modern. Și mulți ar spune că mașinile astea sunt niște coji, că locul lor e la muzeu, că sunt niște fiare. Bă, gândiți-vă că mașina asta are sisteme active de siguranță, adică are centuri pretensionate, are airbag-uri, cortine, are zone deformabile, frâne asistate, adică totuși sunt multe mașini în prezent care nu au opționalele astea. Nu-i de dorit să faci accident cu o mașină, cu nicio mașină, dar ideal e să... Și din nou, click cu manete, deci când dai drumul la ștergător, simți că are un click cu tărie variabilă, la fel la semnal, e totul extraordinar de bine gândit și îți dai seama câtă muncă a fost, că și atunci era muncă, frate, să faci asta, adică nu apăreau din senin doar pentru că erau în anii 90, gata, erau manetele bune, cineva muncea la treburile astea. Avem în spate o bătrână Octavie. În sarcină chiar se aude frumos motorul și observați vitezometru, adică el crește foarte consistent. Dar trebuie să conștientizăm că e o mașină de 2 tone și 193 de cai, adică nu vă gândiți că
gata, ai Golf GTI sau știu eu ce hot hatch, dar pentru o mașină cât o sufragerie, mie mi se pare că merge foarte, foarte decent. Și chiar și la 130, pedală capăt, mașina se duce excelent, n-ai nicio treabă. Adică te vei duce probabil până la, cum spun unii, dai vitezometru capăt la genul ăsta de mașină fără niciun fel de problemă. Erau în alt fel făcute. De asta zic eu că sunt niște mașini care adună niște povești și pentru că le-ai văzut în niște filme. Adică gândește-te numai cât de vechi e rolul lui Pierce Brosnan în 007, în James Bond, și te gândești că mașina asta a apărut nouă acolo și o vedeai într-un fel și acum când ești în ea și o conduci, îți aduce aminte și de scenele alea din film sau când era Jason Statham și conducea genul ăsta de mașină. Este una din cele mai prezente mașini în filme. Au fost zeci de filme notabile cu mașinile astea. A apărut și în, dacă nu mă înșel, era parcă în Bad Boys, alături de Porsche-le 964 Turbo. Și în general erau mașini de răufăcători, pentru că despre asta era vorba, o faimă anume. Cred că și mafia din Japonia avea genul ăsta de mașini, nu numai Toyota-le alea Century, care erau în perioada respectivă. Dar și îmi dau seama că a fost o tură foarte relaxantă, adică nici nu judec viteza, fie că mergi cu 60, 80, 100 sau cât o fi, lucrurile se desfășoară, adică poți să ai 300 de km pe oră, că senzația este aceeași. Și e o mașină care nu-ți transmite grijile înapoi din drum. Și asta din nou poate fi o problemă, pentru că poți să nu judeci drumul corect. Dar cert este că nu are niciun fel de trepidație în volan, îl simți consistent tot timpul. E o direcție care îți dă siguranță. Și asta înseamnă că poți să mănânci kilometri pe autostradă grupa mare, pentru că n-ai niciun fel de problemă în sensul ăsta. Dar chiar îmi place sunetul motor, adică mi se pare are un bas de fundal care sună a motor, nu mai contează că e benzină sau motorină. Dar și am uitat o chestie, că era să nu laud ștergătoarele. Sunt sistem cu, au mecanism cu excentric, care se regăsește de exemplu și pe un E60, adică ștergătorul șoferului este fix, iar cel al pasagerului are un stil din ăsta, o oscilobatan, să zic așa, cu excentric, și asta înseamnă că se duce pe colț mai mare. În momentul în care merge, acoperă din colț. E practic jumătate de ștergători de Mercedes, din ăla cu culisare. Din nou, niște mecanisme inutil de complicate și mai îmi place că inclusiv ștergătoarele la mele par originale și au acele segmente, parantezele alea mici, adică practic are câte 8 puncte de contact pe fiecare ștergător. Brațul are două prinderi, pe fiecare din alea două prinderi mai e încă un braț mic și pe acel braț sunt capete încă două mici paranteze și sunt foarte multe puncte de contact, așa erau ștergătoarele pe vremuri. Dar mi se pare că trebuie să păstrezi ramele astea și să pui lamele de cauciuc noi. Dar e păcat să pui Valeo de astea noi, nu se potrivesc pe mașina asta. Mi se pare că dau mult mai bine genul ăsta de ștergătoare, oricât de bine aș șterge niște ștergătoare moderne. Dar e ceva al mașinii care merită păstrat. Da, deci sumarul acestei prezentări este că e o mașină inutil de complicată, în scopul de plăcere pură a șoferului și a pasagerilor, atât pentru confort și cât pentru condus. Adică totul de la mecanismul ăsta de deschidere al navigației. Gândiți-vă că practic ăsta e un ecran subțire, nu e un ecran gros, ca să poată să se deschidă. Suportul ăsta de pahar aici, care are un mecanism culisant, și n-aveau nevoie să le facă atât de complicate, dar ăsta era trendul. Acum, așa cum am menționat, un suport de pahar e o simplă gaură în bord, la care te bucuri dacă ai un mic element de prindere să nu cadă paharul. Frumos. Da, e o călătorie în trecut, dar totuși e surprinzător cât de actuală în continuare este această mașină. Pentru că încă oferă un nivel foarte bun de confort și chestia asta e valabil pentru multe mașini din perioada respectivă și asta este și farmecul. Și totdeauna voi lăuda mașinile vechi, indiferent de marcă, pentru că erau alte standarde, lumea vroia altceva pe perioada respectivă. Și designerii și tehnicienii munceau să livreze și să îndeplinească sau poate chiar să depășească acele așteptări. Și e foarte greu să spui că E38 ăsta
este mai bun decât era un W140 sau un W220. Toate erau mișto în felul lor. Însă evident, ca fan, totdeauna o să ai bias pe o anumită marcă, adică o să vrei să alegi mai mult marca preferată, dar nu se poate să nu găsești niște aturi comune ale acestor mașini. Și Lexus-urile din perioada respectivă erau tot așa, inutil de complicate și luxoase, despre asta era vorba. Dar cred că sunteți de acord cu mine la faza asta. Și cine spune că mașinile astea sunt cazane, chiar am văzut un comentariu al cuiva când am filmat mai merg un pic E31, că domne, e o răgălie, că are 5 litri și doar 200 nu știu cât de cai și că e o mizerie, că astea noi sunt puternice și trebuie să apreciem tehnica, că uite, tu nu filmezi cu cameră cu film, filmezi cu un aparat digital. Zic, înțeleg nuanța, dar nu sunt de acord cu ea, pentru că sunt anumite chestii, cum e vinul, de exemplu. Un vin universal bun e făcut într-un anume fel. Nu există tehnică modernă la vinuri sau la instrumente muzicale analog. Adică îmbătrânirea vinului în scop de calitate nu este ceva care să poată să fie tehnologizat. Sunt aceleași metode de sute de ani. Și cam așa a fost și cu mașinile în perioada aia. S-au schimbat evident criteriile. Mașinile nu mai sunt făcute să țină atât, în primul rând. Și sunt foarte multe norme de poluare, care sunt costisitoare și sunt foarte stricte. Și e de înțeles că producătorii fac mașinile altfel. Dar eu cred că dacă n-ar fi constrânși, le-ar fi făcut tot ca atunci. Evident, goana după profit. Și ar fi spus oricum cuvântul și ar fi fost niște mașini care, dacă ar fi fost noi să spunem așa ceva, da, ar mai fi avut plastic, chestii din astea, dar parcă nu am fi văzut motoare de 1 litru, 3 cilindri turbo care să scoată puteri pe care le scuteau motoare de 2,5 în trecut. Și, nu știu, lucru bine făcut e ceva universal valabil, despre asta vreau să spun. Și bravo lor că au avut curajul să facă genul ăsta de mașini, că era un cost, adică un program de mașină din asta costa 2 miliarde de euro. Adică gândiți-vă în banii moderni. Un model din ăsta costa începând de pe la 86.000 de mărci era cel mai ieftin și 245.000 cel mai scump. Era o grămadă de bani, adică pe vremea aia când probabil cu banii ăștia puteai să cumperi la propriu un bloc de apartamente în București, când era mașina asta nouă. Adică erau scumpe ca acum, asta s-a păstrat, prețul mare. Întotdeauna au fost mașinile premium, au fost scumpe, într-adevăr, raportat la contextul în care le-au fost produse. Da, mașina se dă poveste, adică nu ai cum să vorbești despre ele în 15 minute, că mă tot roagă lumea să fac filmări scurte. N-ai cum, nu se poate, adică s-au întâmplat multe lucruri cât mașinile astea existau, sunt atâtea referințe despre ele, e pur și simplu păcat să le prezinți așa succint. Au avut motoarele alea, dimensiunile sunt alea și atât. Vine pe culoare negru și roz. Păi și ce ai făcut? Care? Adică așa poți să spui despre toate mașinile treaba asta. Și aș putea să vorbesc încă 2 ore despre mașina asta, dar nu o să fac treaba asta pentru că trebuie să plece și băieții ăștia, trebuie să plec și eu. Și trebuie și voi să plecați la ale voastre, că poate un număr foarte mic de oameni ar gusta un vlog de ăsta de 4 ore. Poate fac o dată o treabă de asta. Să găsesc o mașină pe care să o prezint toată ziua, nu știu, să fie un live sau ceva. Până atunci, eu vă mulțumesc că urmăriți genul ăsta de materiale, chit că sunteți puțini, nu mă interesează, contează faptul că o fac cu pasiune și sunt convins că forumul de E38 din România o să guste filmarea asta pentru că sunt și eu la fel de pasionat ca și ei, chiar dacă nu dețin o asemenea mașină. Și calitatea se măsoară în alte aspecte decât în volum, like-uri, cuantificări din astea materialiste, să spun. Eu fac treaba asta pentru plăcerea pasionaților auto. Mi-ar plăcea să și fie like-uri și vizualizări și toate cele, așa că considerați voi dacă prezentarea asta este aptă pentru a fi vizionată de mai multă lume. Până atunci, vă remulțumesc încă o dată și vouă și proprietarilor care își rup din timpul lor să îmi dea aceste mașini pe mână să le și conduc. Cred că mulți se simt un pic au angoasă așa, dar mă compor frumos cu mașinile, că
le respect și cred că se vede că le respect din felul cum le prezint. Și toate vor merita o melodie, o să trebuiască să învăț și melodii interesante noi și sper că v-a plăcut paralela de la început cu Gangster's Paradise, pentru că da, e o mașină de oameni interesanți, adică poți să vezi și răufăcători în ea, dar și persoane cu funcții de prin bănci, director și așa mai departe și persoane, să zic, în prezent care ar fi catalogate ca având moralitate îndoielnică, dar cine suntem noi să judecăm partea asta? Până la urmă contează cum e mașina asta atunci când o privești din punct de vedere estetic, tehnic și pentru ce a însemnat ea, nu contează cine e la volan. La revedere!